sunt flămândă. Da, draga mea, încă câteva minute, aproape e gata. E gata. Ce aromă! Cine o să mănânce acuși la noi? Prinzul! Poftă mare, dragii mei! Poftim, draga mea! Ce gustos! Vă place? Fetița mea, tu de ce nu mănânci? Acum nu vreau. Dacă nu vrei, o să mănânc eu. Foarte gustos. Dragul meu, trebuie ceva să hotărâm. M-am gândit aseară, poate să o dăm într-o familie de milionari. Draga mea, tu ești genială. Sofia, avem o surpriză. Îmi pare că am ajuns. A rămas încă puțin. Sofia, închide ochii. Acum e timpul să fugim. Sofia, tu vei fi încântată. Nu am înțeles. Ce se petrece? Cine e fetița aceasta? Cine ești, fetițo? Bună, eu sunt Sofia. Dar unde sunt părinții mei? Și eu aș fi curioasă să aflu. Bine, intră în casă. Un milion, două. Dragul meu, am o surpriză pentru tine. Privește, aceasta este Sofia. Sofia, fă cunoștință, acesta este tatăl tău. Dragul meu, Sofia o să trăiască cu noi. Ce e, glumă? Privește la ea, fetița urgent trebuie să-și schimbe hainele. Salut, sunt foarte fericită. Sofia, să mergem să-ți alegem ceva. Și ce să fac acum cu tine? La câte probleme am, mi s-a adăugat încă una. Bine, hai să încercăm. Acestea sunt hainele mele preferate. Acum, 9 ani. Oh! Noua ținută îți va plăcea mai mult, sunt sigură. Wow, nu pot să cred, e incredibil, mulțumesc mult. Cu plăcere, ești foarte frumoasă. Iată și niște bani de cheltuială. Prima dată văd așa bancnotă. Sărmanul copil. Gata, a mai rămas să vă tai salata. Totul e gata, poftă bună! În sfârșit, sunt foarte flămândă! Mama gătește foarte gustos! Dar e imposibil să mănânci asta! Ce gustos gătești, draga mea! Ai talent! Pe bune? Acesta e delicates! Mâncare pentru bogați! Nu, eu renunț la mâncarea aceasta! Ce să faci? Da, nu
la toți le place mâncarea noastră rafinată. Nu-ți face griji, nu o să te lăsăm flămândă. Bine, dar nu-mi rămâne decât să-ți pregătesc un smoothie. Poftim! Mulțumesc, nici asta nu vreau. Oh, m-am întristat prea tare. Sper cu timpul să se schimbe gusturile. Antonio, adă ceva să mănânce copilul. Oh. Asta e ceea ce trebuie. Mănâncă, draga mea. Trebuie să prinzi la puteri. Asta înțeleg eu, mâncare. Draga mea, am aici un cadou pentru tine. Nu am răbdare să-l văd. Privește. Oh, nu, iar bancnote. Peste tot sunt banii aceștia, cât se poate. Să mă spăl pe față, poate aici este apă. Și aur? Nu pot să cred! Asta deja e prea de tot! Milionare aceștia! Am o idee, știu ce trebuie de făcut! Wow! Apropiați-vă, nu vă rușinați! Aur gratuit! Foarte vesel! Tata, eu prind! Oh! Ups! Sofia, ești bine? Mâna mea mă doare! Trebuie urgent să mergem la spital! Nu-i nu asta! Liniște, Sofia, așa trebuie! Dragul meu! Vă rog, cel mai scump gips! Privește, nu e gips, e aur pur. E timpul să plecăm acasă. Să mergem. Ajutor! E foarte greu! Nu am crezut că va fi atât de greu. Dragul meu, mergi și o ajută. Nimic. Ce faci, draga mea? Pari speriată! Mama, iartă! Nu-i nimic, draga mea! O arunc la gunoi! Și cu vesela murdare procedează așa. Dragă mea, mulțumesc că am mâncat ultimul superburger. Mă bucur, dragul meu. Aruncă farfuria la gunoi. Vezi? Deci toată vesela din casă e de unică folosință? Deci o arunc eu pe toată. Bravo, dragă mea. Te vezi foarte repede. Tata, citește-mă poveste. Ce prostii, suntem bogați. Acum vei dormi sub foșnetul banilor. Auzi melodia lor magică. Draga mea, vină la noi. Ador să număr banii. O, nu. Ce plăcut. Ploaie de bancnote! Singură voi citi!
dimineață, draga noastră! Mama, tata! Sofia, ce s-a întâmplat? Ești atât de tristă! E timpul să plec acasă! Nu pot proceda cu noi astfel! Dragul meu, e îngrozitor! Ce vorbește ea? Îmi pare foarte rău! Ține, sunt pentru tine să ai de cheltuială! Mulțumesc! Sunteți cei mai buni! Da! O să ne fie dor de tine! Oricum vei rămâne fetița noastră! Cred că sunt părinții tăi! Mama, tata! Mi-a fost dor de voi! Ce drăguț! Să facem cunoștință! Gheorghe! Maria! Eduard! Victoria! Ascultați, am o idee! Vă putem angaja? Serios? Ar fi minunat! Da! În calitate de grădinar și bonă! Wow! Nu pot să cred! E important că vom fi toți împreună! Thank you.